Salut și bine v-am găsit la un nou video cu MTA. Suntem aici pe România Rage. România Rage, mai cum? Roleplay. Roleplay, așa. Suntem aici cu fondatorul. Salut. Și facem acum ceva job ilegal. Zi-mi un pic cum stă treaba cu joburile astea ilegale. Joburile legale le găsiți IC, gen le cumpărați locația de la jucători. După care mergeți acolo și vindeți droguri sau carduri, în cazul jobului hacker. Locația costă bani, cumpărându-o de la jucători, adică puteți să vă luați și țeapă dacă jucătorul nu vrea să vă vândă locația și voi dați banii. La momentul actual, joburile acestea sunt cele mai profitabile, zic, gen chiar sunt profitabile. Ia cât am luat? 382.000. Deci 300.000 foarte bine. Locația costă undeva la 6 milioane, mi se pare, ceva pe acolo. Și da, se merită să faci jobul ăsta. De la ultimul videoclip am mai adăugat încă un job nou de pizza. O să-l arate și pe acela imediat. Să mai iau un checkpoint. S-a apăsat F1 în caz că, nu știu, mergeți cu mașina și vă apare blur-ul ăsta. Apăsați F1, se deschide un panou mișto aici și la graphic settings aveți aici speed blur dezactivat, dați pe el. Și dacă vreți un NB ceva inclus din server, aveți HD texturi, sky shader, water shader și se schimbă un pic grafica. Bine, la mine văd că e un pic înnorat așa, dar se vede cerul mai mișto. Am deschis și recent, de vreo 2 săptămâni, am deschis Sunfierul, în care am adăugat și acolo job noi, 3 joburi. De la de șofer pe tramvai, știi că e și nea din SF, aia pe mijloc. Da. Da, o să merg și acolo, deci șofer pe tramvaiul acela, busul și spălător de străzi, cu mașineria mică, știi, sweeper-ul. Da. Și am pus pe acolo case, business-uri, am pus și tuning-ul, busul nou tuning, care este și acolo, adică puteți vă tunați, vă softați mașina și acolo. O să-l arătăm și pe acela după aceea. Și recent am adăugat jobul de pizza, care este ca pe vremurile bune, jocurile în browser. Da, ai o blatul în față și pui tu ingredientele cerute de clienți. Era mișto să-ți sune telefonul așa, gen... Alo, vreau o pizza de asta. Da, pe viitor se poate face gen... Asta n-am făcut gen că am vrut să băgăm un job nou, știi? Uite, cum deschid porta asta? Aici e checkpoint-ul. Da. Să mor tu, că aici ai vaia de cap. Stai că ăștia s-au pus... Aici la mafie, mi se pare, stai așa. Stau, stai după. Ba, nu, da, nu se poate deschide. Cu comanda slash gate. Da, slash gate și se deschide. Ia uzi. Nu-i nimic aici de deschidat. 55k, bă, e și mai puțin, e și mai mult. Da, depinde, dai slash gate, slash gate. Așa. Bun, hai la pizza, să vedem pizza aia mișto. Așa, dai către și ăla. Job. Ricardo Milos, câțiva au observat numele ăsta, câțiva nu. Trag, stai așa, acum te trag. Bun. Hai înăuntru, aici găsiți jobul, pizzeria de Los Santos. Veniți aici la NPC-ul acesta, dați M, click dreapta apel, luați jobul. Așa, mergem înăuntru în spate. Și dați start pizza. Și boom, ca în jocurile alea de copii mici. Bun, și în dreapta avem aici numele pizzei, pizza Mimosa și ce trebuie să băgăm în ordine. Tomate, uite avem jos, dăm click tomate, porumb, măsline și bacon. Bun, următoarea tot de asta. Tomate, porumb, măsline și bacon. Acum tomate, măsline și salamă, asta e pizza pepperoni. Tomate, măsline, salam. Tomate, porumb, măsline și ciuperci. Capricioasa. Încă o de asta. Tomate, porumb, măsline, ciuperci. Bun. Gata, am făcut pizzele. Ieșiți afară acum.
Și aici vă spawnați un motor de aici, de la NPC-ul acesta. Spawnați un motor. Uite, băieți, fac job aici. Și mergeți la locația de care vă dă. Vă dă pe hardă niște checkpoint-uri și voi livrați pizza. Livrați pizza cât ați făcut și după care veniți și faceți iară și iară vindeți. Da, și jobul e numai pe Los Santos. E... Da, e pe aici, prin zonă. Mi se pare că e mai mult Grove Street decât Los Santos. Da, e cartierul ăsta de aici. Că... Nu, pe MTA nu poți să le pui prin zone depărtate, că lor e mai mult pentru câștig, cât câștigi. Asta... Pe server se fac evenimente zilnice și acum au fost două evenimente și se mai fac. Sunt 177 online acum. În weekend și acum, de seara, există un gift box pe server care puteți să câștigați bani și puncte premiu. Și în weekend de obicei punem X2 la joburi, adică câștigați dublu la joburi. Moduri, trebuie să mai adăugăm recent, să schimbăm niște moduri, dar am schimbat câteva. Am schimbat de la ultima ta venire, atunci, știi că erau alte skin-uri pe oameni. Am schimbat skin-urile pe oameni, pe toate. A, chiar, de unde pot să-mi iau un skin de ăsta nou, modat? De la Clotes. Că am fost într-un bingo și mi-am luat un skin, dar mi-am luat de ăsta, de Sam. Vreau un de ăsta modat. Da, o să-ți arăt imediat. Noi vrem să facem un sistem de haine prin care poți să-ți faci tu cum vrei tu hainele. Gen, știi, gen, cum era pe Sam, nu știu, făceai skin-ul tău și îl puneai modpack, știi ce zic? Da, da, da. Îți făceai cu mafiot, cu toate alea. Nu, aici vrem să facem pe... Am treaba acum. Cui job, pe gata. Skin-uri, pe skin-uri HD. Știi ce zic? Da, da, da. Pe skin-uri HD. Stai că te duc la un de ăla. Hai că au venit acum toți playerii și vorbesc aici. Da, ești maker voice chat-ul. Ia, vine unul și remorchează o mașină. Ia. Bă, ce mișto. Ăsta ce are? A făcut pană sau ceva? Da, băieți, avem și tractările, gen, se ocupă tractările. Te rup pe ăștia din tractări. Da, se trag. Uite, gen, aici îți cumperi haine, te bagi înăuntru și îți alegi de aici un ID de skin, știi? Și gen, ID-ul ăla de skin poți să vezi în slash modul. Dacă dai slash modul sau F5, ai acolo jos skin-uri, știi? Și acolo îți scrie ID-urile, știi? Și îți cauți tu un skin care îți place după ID-urile alea, ce zic? Stai să văd skin-uri. Uite, ia de exemplu skin-ul cu 45, ID 45. Așa, deci 45. Da, și ții tu skin. Așa, și cum cred că trebuie să-i dau enable, nu, disable și enable. Nu, 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 da, nu dau, da, că ai dat disable. Da. Da, enable, dar cred că o să-ți iei crash, nu știu, stai să vezi. Nu mi-am luat crash, dar numai că nu mi-arată că ăla da. De acolo. Păi da, fii atent, dă-i dash moduri și-ți cauți acolo jos. Îți apare jos skin-urile, vezi skin-urile? Ah, stai că astea sunt mai HD. Da, 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 vezi acolo niște ID-uri, skin mod, și acolo sunt ID-urile din GTA San Andreas, știi? Și la skin-urile modate după ID-uri, știi ce zic? Da, da, da. Dacă vrei, setezi eu niște skin-uri să vezi cum... Ia, 66, stai să văd... Stai să vorbesc unde ăsta. 66, unde e 66? Sau sare peste 66? Cred că nu pot să-l cumpăr pe ăla. Ba, mi se pare că da, dacă ți setezi o să vezi cum e, set skin 15866, uite asta e 16. Asta da. Da, ca a meu. Vrei să facem, ți-am zis, cu, să-ți editezi tu skin-ul cum vrei, să-ți pui tatuaj pe el, să-ți faci șmecherii, cum e pe Fiverr, știi, să-ți editezi caracterul. Da. Acum să-ți arăt job-urile de pe SF și tuning-ul, stai, got to play SF. Uite aici primăria din SF, am făcut noi un mapping aici la primărie. Asta e din Los Santos primăria. Da, da, gen e editată, e făcută. Da, da. E mișto așa că texturile astea sunt HD și nu sunt din modurile mele, adică așa e din server. Da. No, bun, astea-ți arăt acum, uite băieții fac job aici, uite aici e tuning-ul, vezi, băieții fac job de buz. Ăsta e tuning-ul din SF, așa arată. Gen, vezi textura asta de clădire șmecheră, vezi? Da, 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 stai că am văzut ceva de-astea, rampă de-asta ca la service. Da, da, uite aici înăuntru intri, aici e și o melodie. Vezi să nu ți-ai, e gen, e da, o melodie da, aici. Da, da, danza cu dură. Aici, da, aici e la de soft, e
Așa arată tuning-ul. A, și poți să faci mașina să prindă viteză mai mare, nu? Da, 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 există soft, da. Îți arăt și jobul de tramvai, că îți arăt numai unul din toate astea, că pe toate sunt trei. Da, ăla de tramvai îmi place mie cel mai mult. Uite aici. Get R. Uite, vii aici. Aia, acum am luat crash. Ai luat crash? Abia acum am luat crash. Nu, că te-o rupt ăla. Bun. Așa, hai că am revenit. Stai. Stai, stai, stai. Dai de acolo, dă-te în bulangiu ăsta, vezi că te calcă. Așa, de unde iau jobul? De aici? De aici, de la... Da, da, NPC-urile astea. Job. Acceptă slujba și la mașină... Tram. Oho. Și cum era start job? Start job, da. Așa. Ce-a apărut checkpoint-urile? Da. Hai să vedem ai și grijă. Cât îmi dă. Ai grijă, ai grijă cum mergi că aici, ieși de pe șine. Dacă mergi cu viteză tare, ieși de pe șine. Asta vreau să o văd. La pizza iau cam 30k, aici văd că iau câte 10k. Dar sunt checkpoint-urile aproape. Da, s-a apropiat de checkpoint-urile. Stai să văd cum aruncă de pe șine. Oricum, se fac banii foarte ușor. Stai să te chinui foarte mult. Ai cam 200 la oră. Da, e talpă. Mi se pare că e o curbă în care zbori. Sau poate ai noroc și nu zbori. Gata, gata, am căzut. Am căzut de pe șine. Ok, hai să arăt aia cu softul, să vezi cum e gen. Dar ți arăt ca și gen, ca și tu, gen, să-mi pui tu mie sau să spui tu ție, stai așa că ți arăt mie, stai așa. Quit job. Îți arăt ca și tu, n-artai, get, here, Ricardo. Ai vreo mașină? Da, da. No, bun, du-te ia-ți-o de acolo, de la garajul ăla, vezi că e acolo în față un garaj, du-te spuneați-o. Și ți arăt ca și cum dacă intrați voi în tuning, să vedeți cum tunați mașina, gen meniul acela. Știi, hai acolo înăuntru. Sau aici afară unde vrei, înăuntru sau afară? Afară, că înăuntru cred că iau copyright. Mor pe asta? No, bun, așa. O, uite adminul. Mamă, e ăsta da skin mișto. Ăsta da skin mișto. Dar aici trebuie să fie neapărat cineva sau poți să-mi turnezi eu singur? Nu, no, să fie cineva. Fetent, te-am băgat în tuning sau nu te-am băgat? Ba, te-am băgat în tuning și acum, fetent. Ieși afară. Și dai click dreapta pe mașină și dai modifică, ai acolo un tab de modifică. Ah, da. Și gen de acolo, dacă te uiți, ai acolo un panou și poți să spune multe chestii. Știi ce zic? Gen ăștia, numai așa din tuning poate să pună chestia asta, care lucrează aici. Schimbă schimbe culoarea și... Bine, softul, vezi că softul trebuie să-l pui înăuntru aici, la checkpoint-ul ăla dinăuntru. Stai să văd, schimbă culoarea. Ah, așa, acum mi-a apărut. Facem un gri așa. Și doiul la ce e ăsta? Ah, ăsta văd că e pe interior pe undeva. Așa, faruri. Ah, pot să pun culoare la faruri? Auto-l pe ăla ce vorbești. Geamuri fumurii, asta am văzut că e mișto, că nu ți apare numele decât atunci când ești aproape. Da. Neoane. O, oh, ăla e tata. Soft. Trebuie să pui mașina pe dino pentru a softa. Așa. Da. Ce viteză poate să prindă? Și unde bag la soft? Păi soft. Uite aici e soft înăuntru. Aici înăuntru la ăla. Dar softul e random, gen în funcție de ce spică. Poate să spice să meargă cu 100 de cai putere în plus sau poate nu. Uite acolo, nu, ești pare. Uite aici. În ăsta aici e soft. Dar vezi să nu ții copyright. E melodia. Stai că opresc radio. Audio. Gata. Am oprit toate sunetele. Mai auzi? Nu mai auzi, nu? Pe joc, nu mai aud nimica de pe joc. Bun. Te bagi acolo și acum dai jos, friend, dai jos. Și de-aia prima dată testează Dino. Testează. 130 de cai. Și acum dai să adaugi. Modificări. Hai mai jos, dai scroll. Hai, dai scroll și ai acolo. A început să adaugi soft.
147. Dar poate să dea ei fail sau ceva să ardă mașina? Nu, no, trebuie să bagă rând, dar poate să bagi, exemplu, să plătești la tunii cât plătești și să-ți dea numai vreo 10 sau 20 în plus, la putere. Stai, uite, mie mi-a dat 17 în plus. Nu, no, și acum dai o tură dacă se simte, gen. Poți să pui și evacuare dacă vrei, gen. Texturi? Poți să-i bag eu texturi cumva de la mine? Da, hai să-ți arăt și asta, fie întregea, dar nu mi se pare că nu merg pe mașina asta. Deci tu pe mașina ta, dacă ai texturi, deții de o textură în slash stats, dacă dai slash stats, apare acolo texturi, știi? Da, de 0. Give texture, 69, așa, give it. 69, hai că am nimerit ID-ul. Deci am dat o textură, acum o ai în stat, nu hai afară să-ți arăt. Sau hai, trebuie că-ți fac altă mașină, că pe asta nu merge, mi se pare, trebuie că-ți fac alta. Dă-i slash DV-ul asta. Trebuie să mor cu ea. DV. Bun, fie întregea, Machiave. Deci bun, asta e Brabusul, da? Bagă tine și scoate de acolo, gen, trage mai în față. Și texturile se pun gen, cum să-ți dau un exemplu, gen, pozele, știi, gen pe Imgur, pui o poză pe Imgur. Știi ce zic? Da, da. De capa, deci îți faci tu textura, zicem, pe Imgur, poți să o faci personalizată cum vrei tu și o pui pe server. Te-ai găsit acum o textură să-ți o pui ca exemplu, să vezi cum arată, stai acum. Să dau. Îți dau eu una și tu nu mă o pui, tără cum, tăi. Așa asta văd toți playerii? Toți playerii văd, da. A, texturile se poate dona pentru ea sau o cumperi cu banii în joc 100 de milioane. Sau mai nou se cumpără de la Samsar de pe server. Îmi dai un link pe Discord sau undeva? Da, îți dau acum o textură, stai așa un pic. Îți caut acum o textură de aia bună. Ia vezi textura asta. Nu toate merg, că gen unii nu știu să le aplaudeze bine. Ia vezi textura asta. Să-mi dai link-ul. Dai click dreapta pe mașină. Stai că te-am văzut. Dai click dreapta da, pe da, mașină. Da, am văzut, am văzut. Click. Și dai adumă texture și cauți acolo remap body. Sau remap. Trebuie să fie remap body sau remap. Reflector. Remap body. Apply. Și pui linkul acela. File validation in file. Depășește mărimea maximă permisă. Da, e prea mare. E până, mi se pare că până în 200 de mega. Stai că îți dau alta. 200 de kilobați, vă că. Da, kilobați de-aia. Stai așa că-ți caut alta rapid. Ia vezi asta cât are. Am mai dat una. Asta a mers. Nu, și se vede șmecher, nu? Bă, dă-o, dracu. Bă, ce mișto-i meteo ăsta să mă apiciorul. Vezi, și gen, poți să pui ce textură vrei tu, poți să pui și aș pune de aia personalizată cu numele lor, cu toate astea, știi? Ia, stai. Stai să deschid un pic YouTube-ul, să pun o poză cu mine. Să văd dacă merge să pun o poză cu mine. Îmi iau ăsta de la avatarul de la YouTube. Pot oare să-l iau? Opa, da, dar nu, că gen, ea se pune pe mașină, știi, gen, dar o să vine gen urât, că gen, trebuie să fie editată în Photoshop, știi, gen, pe capotă, spui tu poza, chestii de astea, știi? Da, îți ăștia care știu să facă bine. E mișto așa că poți să pui cam unde vezi, vrei. Dacă ai pus o textură, dacă ai pus o textură, poți să o scoți, gen, o scoți și tu dai iar în slash stats. Ah, da. Trebuie să ai întâi textura în stats. Da. Unde merge asta? Remap, unde e remap? Remap. Asta e că-s pozele prea mari. În fine, e interesantă chestia asta. Da, e maker cu textura. S-o pui, ăștia-și pun și neoane, gen, pe aceeași textură. Șmecherie. Își pun așa și pe roți textură, că poți să spui, gen, pe ce vrei tu, ce parte vei de la mașină, numai că unor se mai buguiește și, gen, nu-ți apare. Da, e că am luat și creș. Da, hai că filmăm de 20 de minute. Păi, interesante chestiile astea. Chiar n-am știut de ele, mai ales de asta cu textura, asta e forță rău. Da, e șmecherie. Și da,
Cam asta a fost cu video. Dacă vreți, lăsați un like și aveți datele în descriere cu tot serverul. Oricum am mai făcut o prezentare, am văzut că a prins ceva. Nu știu cât, 15.000, 16.000 de vizionări? Sau nu mai știu, ceva de genul? Da. Și da, jucători sunt pe server, am înțeles că sunt cam 200 în fiecare zi, deci aveți cu cine să vă jucați. Eu zic să încercați. Da, și cam atât cu acest video. Pa. Eu am fost Lorin. Pa!